Un atac de panică se caracterizează printr-un acces brusc și intens de frică sau anxietate. Aceste episoade pot deveni repetabile, în special atunci când revin condițiile care l-au declanșat. O persoană care a avut un atac de panică într-un anumit context poate dezvolta fobii legate de acel context. Astfel, atacul de panică poate avea un impact major asupra vieții cotidiene dacă nu se primește tratament corespunzător și la timp. În cazurile grave, se poate ajunge la autoizolare sau chiar depresie cu toate consecințele acesteia. Specialiștii spun că atacul de panică poate fi întâlnit aproximativ la 5% din populație și apare pe fondul unei perioade mai îndelungate de stres, de anxietate pe care individul nu și-o poate depăși pe o perioadă mai lungă de timp. Un atac de panică debutează cu fenomene îngrijorătoare pentru subiect, dar în fond nepericuloase. Aceste manifestări ale atacului de panică durează de obicei între 10 și 30 de minute și pot mima un infarct. Presupune în primul rând manifestări foarte intense de frică pe o perioadă scurtă de timp, de câteva minute, însă discutăm de atac de panică în contextul în care aceste episoade se repetă la intervale destul de scurte de timp. Prin următoarele simptome: palpitații, tremor, senzație de sufocare, de nod în gât, teama intensă că voi muri, teama că nu este cineva care să mă salveze din situația respectivă. Există teoria că sistemul de alarmă al organismului se declanșează fără a fi necesar. Cauza exactă a tulburărilor legate de panică nu este cunoscută. Se crede că este rezultatul unui dezechilibru între substanțele chimice ale creierului sau poate fi datorat unui cumul de factori, dintre care cel mental nu este de neglijat. Se poate trata cu psihoterapie. Psihoterapia cognitiv-comportamentală este cea mai indicată în acest sens. Se apelează în unele cazuri și la consumul de medicamente prescrise de un medic psihiatru, însă dacă se rezumă la simpla medicație, atunci episoadele pot apărea după încetarea tratamentului. Specialiștii mai recomandă celor predispuși la asemenea tulburări să încerce să ducă o viață cât mai echilibrată și să își creeze un program de relaxare de cel puțin o oră pe zi.